Auzi, măi, Gheorghe, ia zi și mie, ce se întâmplă, domne, cu Life of Sims, dar nu prea mai postează? Nu l-am mai văzut și noi pe internet deloc, întreabă și lumea de el, bine, nu prea mulți, dar acolo ia câțiva întreabă ce se întâmplă cu familia noastră, dar ce nu mai apărem pe micul ecran, mai ales că avem o groază de chestii de făcut în continuare în familie. Nu știu, draga mea, ce s-a întâmplat, da? Putem să-l întrebăm pe el, eu știu. Păi, să știi că așa o să și facă, uite, m-a întrebat și Ștefania și copiii, ce se întâmplă? Da, mă, nu știu, hai să lăsăm pe el să vedem ce are de zis. Da, păi bine, atunci hai să-i predăm legătura, să vedem ce are de spus. Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de The Sims 4 după 2 luni în care nu am mai postat niciun clip, însă acum am prins ceva puțin timp și am zis că trebuie să vedem ce se mai întâmplă în familia Dumitrescu, așa că înainte de toate aș aprecia foarte mult să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre să văd câte persoane mai sunt prezente pe aici, însă înainte de a începe aș vrea să fac o mică actualizare așa ca să mai știți și voi ce se mai întâmplă cu mine. Am mai lăsat eu pe Discord acolo mesaje în care v-am spus că sunt foarte ocupat și timpul nu prea mai îmi permite să fac clipuri. Știți că YouTube-ul mănâncă destul de mult timp atunci când vrei să registrezi și mai ales partea de editat, dar acum, după cum vedeți și voi, vedem un nou episod cu această familie care a fost destul de îndrăgită de către voi și sper să vă placă în continuare povestea, pentru că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Un alt lucru pe care vreau să-l discut, dacă vreți să vedeți activitatea mea pe Sims, eu postez foarte mult pe Twitter, am să vă las linkul în descriere dacă vreți să intrați și voi acolo să vedeți construcțiile mele, bineînțeles puteți să le downloadați și voi, așa că acum nu vreau să mai stau foarte mult la vorbă și haideți să vedem ce se mai întâmplă în această familie. Valentin, dragule. Da, draga mea. Vino puțin până sus, te rog. Da, ia zi. Mai uite, eu o să fac ăsta mic niște lecții aici, să-l învaț să stea pe burtică, mă. Da, foarte bine atunci. Ia uite, dragul de el ce a crescut. Eu ți-am zis că s-a făcut băiețel foarte mare, mânca la mama de băiat frumos, dragul de el. Vezi că trebuie să vedem ce facem cu botezul, că știi că așa a rămas naibii. N-aș au zis că nu poate să ajungă. Da, mă, nu știu. Trebuie să vorbim, nu știu, poate îi punem pe ai mei sau pe ai tăi. Nu, exclus cum, nu trebuie să mai vorbim, să vedem dacă reușim să facem ceva. Ia zi, dragul meu, stai acolo, bine, hai, uite că ți-am luat locul ăsta de joacă. E bine copilul? Da, e bine, uite, încerc să-l mai învăț niște lucruri. E destul de greu așa, să știi că, uite, acum trebuie să stau să mă ocup de el, trebuie să vorbesc și la serviciu, să îmi dea ceva libere. Da, trebuie să vorbești acolo și să le spui, na. A, puiul meu, gata, nu mai plângea. Uite, o să învățăm să stai pe burtică și să vezi ce bine o să-ți fie. Auzi, bă, dar maică-ta nu mai vine pe aici? Mai nu știu, trebuie să vorbesc cu ea, chiar, uite, n-am mai trecut de ceva timp, nu l-am mai văzut pe ăsta mic de vreo săptămână și ceva. Gata, puiule, gata. Așa, hai că mai avem foarte puțin. Mai stai puțin acolo. Așa, hai, ușor. Gata, hai că mai te țin doar puțin. Trebuie să învățăm să facem lucrurile astea. Ia uite, o fi adormit. Hai să te pun puțin în pat să stai acolo. Poate na, te mai relaxezi și tu nițel. Valentin, dragule. Da, dragă. Auzi, mai, vino puțin până sus că vreau să mai discut ceva cu tine. Da, hai că vin acum. Ia zi, ai dat căruciorul ăsta mie? Da, l-am dat la vecini. Foarte bine, foarte bine, că nu-l mai văzusem pe aici și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar ce are ăla mic de plânge? Nu știu, nu prea se simte foarte bine așa și mai ales că acum tot îl pun așa să mai facă niște exerciții și cred că nu prea-i convine. Tu te duci astăzi la birou? Da, trebuie să mă duc, am o întâlnire foarte importantă și na, lucrez de vreo săptămână la proiectul ăsta. Ce, dragul meu, ce te doare? Hai că uite, cred că a adormit. Vezi că s-a culcat ăsta mic, hai să ieșim de aici să lăsăm să doarmă. Deci fii atent, trebuie neapărat să vorbim, să vedem o dată ce facem cu botezul, că copilul deja a crescut și uite, trebuie să-l creștinăm și pe el, că să intre și el în rândul oamenilor. Da, mă, da. Nu știu, vorbește cu nașa ta și vezi ce zice. Păi nu vezi că au avut ceva probleme. Gata, pleci? Păi, dragilor, așteptăm să se întoarcă cei doi de la serviciu și vedem, bineînțeles, cum funcționează lucrurile pe mai departe. Ce faci, dragule? Cum a fost ziua ta la lucru? A, destul de obositoare, deci a avut foarte mult de lucru. Știi ce voiam să te întreb? Vezi că s-ar putea să vină mătușa Eleonora să stea pe la noi, că vine în oraș și are ceva analize să-și facă. Păi stai mă și mă anunți exact acum, ce naiba? Da, a zis că o să ajungă astăzi. Astăzi? Doamne ferește, dar cum să vină așa dintr-o dată? Da, îmi pare rău că nu te-am anunțat. Hai să intrăm în casă că a ajuns și la mic de la creșă. Dar trebuia să-mi spui și mie naiba să mă anunț dinainte să fi pregătit ceva. Deci n-am pomenit așa om să nu stea să-mi spună și mie, uite, ne facem de râs acum. Hei, ia uite, dar e ăsta deja a venit? Mătușe Eleonora? Da, puiule,
Ah, bine v-am găsit, mamă, ce faceți? Bine, dumneavoastră, nu mă așteptam să veniți pe la noi. Păi eu i-am spus lui Valentin, dragă, că vin pe la voi, că am să-mi fac niște analize. Ah, păi da, nu știam, Valentin, să mă anunți și pe mine, îmi pare rău că nu am pregătit nimic de mâncare. Stai liniștită, draga mea, am fost până la ăla mic. E foarte drăguț, seamănă cu amândoi. Da, mulțumim frumos. Valentin, să vezi ce-ți fac eu ție acum, că uite-te și tu mă faci de râs. Nici n-am schimbat cerceafurile. Și cât stați pe la noi? Păi cred că o să stau vreo două zile așa. Sper să nu vă deranjez. Nu, stați liniștită, vreți să vă duc ăsta în cameră? Da, dacă ești drăguță, te rog. Gata, l-am lăsat acolo, mă duc până la ăsta mică, văd că plânge. Da, du-te, stai liniștită. Da, hai că vine mami acum la tine, dragule. Ce face puiul meu? A, dragul de tine. Cum e ala mic, dragă? E bine, dragule, uite, ne iubim și noi puțin acum. Ușor. Vreau să-l mai pun puțin să învețe să stea pe burtică. Tu du-te și ocupă-te de mătușita, nu mai stai aici pe capul meu. Da, mă, hai că mă duc acum. Și ce mai zici, mătușe, cum ești? Sunt bine și eu. Na, am venit că știi că am probleme cu sănătatea. Ai tăi ce mai fac? Ce să fac, că sunt bine, tata tot cu probleme în continuare după atâta timp. Da, măi, dragule, știu că e cu probleme, săracul. Lasă că poate și-o reveni el. Ia uite, da, ce plânge ăla mic. Ștefania, te descurci cu copilul? Da, mă descurc, stai liniștită. Ia uite că mă descurc cu copilul, doamne. Hai că văd că a adormit. Mă duc să-mi fac și-o repede un duș. Eu mă duc să-mi fac un duș. Dacă vedeți dumneavoastră pe aici. Mai Valentin, știi ce voiam să te întreb, mă? Vreau neapărat să, nu știu, să-mi cumpăr și eu cu bărbatul meu o casă pe aici prin oraș, pentru că la țară nu prea ne descurcăm. Vedeți și voi în anunțuri, poate găsiți ceva acolo. Da, bună seara. Dragă, este o vecină de-a noastră. Ah, ia uite, păi și așa la ora asta târzie au venit pe la noi pe aici? Eu mă duc să o sun pe mama să văd ce face, că n-am mai vorbit cu ea. Bună, mamă, ce faci? Da, suntem bine, uite, a venit mătușa lui Valentin, stă pe la noi. Da. Voi ce faceți, sunteți bine, tata? Hai mai veniți și voi pe la noi, că vă așteptăm, de o săptămână n-ați mai fost. Cu botezul, nu știu, te anunț eu și spun mai multe, ca, na, nici noi nu știm foarte multe lucruri. Da, mamă, hai, te pup, pa. Gata, dragă, am vorbit. Ce zicea? Ecco, o să mai vină pe la noi. Ia zi, mătușe, ce... Nu, mă uitam la ăsta mic aici să văd că e foarte drăgăl, așa dragul de el, are foarte multă energie. Seamănă foarte bine cu tine așa când erai mic. Da, știu. Așa, puiule, ia, hai, văd că se culcă iară, dar doarme foarte mult. Valentin, vină puțin, te rog. Da, mătușe, zi. Mai da, când îi faceți, mă, botezul? Păi, nu știu, că avem o problemă cu nașa acum. Ah, bine, să mă anunțați și pe mine ca să venim și noi. Da, mătușe, da. Aolo, da, sper să nu stea Valentine mult pe capul nostru aici, că uite, suntem plini de treburi. Lasă, draga mea, că rezolvăm noi. Hai să mergem să ne culcăm, că e destul de târziu. Da, hai să mergem. Noapte bună, puiilor, aveți grijă de voi. Gata, te-ai culcat, Valentin? Hai să ne culcăm, că e destul de târziu. Păi, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Un episod așa de familie, aș putea spune. În următorul episod o să vedeți lucruri destul de interesante. Sper să reușim într-un final să facem și noi acest botez, pentru că este destul de așteptat. Așa că, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați și voi un like. Bineînțeles, aștept și comentariile voastre, sugestii totodată. Așa că, până la un nou clip cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex. Toate cele bune, ciao!